Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Secrete de familie, episodul 36. Ilgaz nu îi dezvăluie lui Ceylin despre biletul găsit și decide să nu implice pe nimeni altcineva, începând o operațiune secretă în care îl implică doar pe Eren. De asemenea, ascund raportul percheziției din casa lui Neva de la Pars, deoarece au găsit o sumă de bani și nu vor să-l supere până când nu află proveniența acestora. Echipa, unită în jurul pierderii Nevei, se confruntă cu un Pars ambițios și furios, o schimbare radicală față de echilibrul obișnuit din cadrul echipei. Relația recent înfloritoare dintre Deria și Pars este pusă la încercare. Când Pars află că îi se ascund informații despre anchetă, se supără enorm și îi amenință cu concedierea pe toți, inclusiv pe șeful lui Eren. Eren riscă cel mai mult și îl roagă pe Ilgaz să dezvăluie despre biletul primit, dar Ilgaz refuză cu încăpățânare. Pars le dezvăluie adevărul despre banii găsiți în casa Nevei. În timpul vacanței cu Cuneit, Neva l-a sunat pe Pars și a spus că Cuneit a furat bani de la Ecta și i-a ascuns în casa ei. Ea l-a rugat pe Pars să ducă banii înapoi, dar Pars a refuzat și au avut o ceartă. Cuneit a fost ulterior arestat după o încăierare, iar Neva s-a întors în oraș. Ilgaz și Eren investighează biletul găsit, verificând clienții și angajații din hotel. Cu toate acestea, biletul ajunge la șeful lui Eren, Pars, iar acesta îi ceartă din nou pe cei doi. Pars îi sugerează lui Ceylin că ea ar putea ajuta la prinderea criminalului, iar ea acceptă să meargă la hotel. Cu toate măsurile de securitate, lucrurile nu merg conform planului. Ceylin trebuie să meargă singură în parcare la solicitarea criminalului, iar situația devine tensionată. În paralel, Cinar continuă să creeze probleme, dezvăluind lui Burak că a fost găsit un băiat în viață în fântână, iar Mehmet Khan dispare din salon. Misterul întrețesut în jurul morții Nevei și a celeilalte femei ucise devine din ce în ce mai complex. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.